Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii. Emisiunea e realizată de fiecare dată cu lideri specialiști de top, e difuzată marți după amiază și sâmbătă dimineață în reluare de către RFI România. Susținerea e asigurată de către revista Prim, asigurări și pensii și portalul unuasig.ro. Discutăm astăzi despre un subiect pe cât de complex, pe atât de necesar. De ce alegem să riscăm pe propria răspundere în loc să dormim liniștiți? Haideți să vă spun puțin așa de ce. Asigurarea propriei locuințe este un, un act de bază pentru protejarea bunurilor personale, și de ce nu și-a liniștit și sufletește a fiecărui proprietar de, de locuințe? Cu toate acestea, în România, 4 din 5 proprietăți, 4 din 5, adică 80% dintre ele, nu sunt asigurate sub nicio formă, deși este obligatoriu prin lege. De ce cred românii că 130 de lei pe an, cât costă asigurarea PAD, Poliția de Asigurare la Dezastre, care te poate despăgubi până la 20.000 de euro în caz de cutremuri, inundații, alunecare de teren. De ce cred românii că este o sumă mare? O să vedem, o să vedem astăzi. Ce știm însă este că începând din luna noiembrie acestui an, lucrurile se vor schimba. S-a schimbat legea care, care gestionează această poliță, această asigurare la dezastre, iar specialiștii estimează că va avea loc o creștere a numărului de locuințe asigurate. Despre toate acestea, dar și despre alte tipuri de asigurări pentru locuință, da, există și alte tipuri chiar mult mai utile decât aceasta. Și despre alte riscuri o să aflăm în emisiunea de astăzi, 10 octombrie, a emisiunii Ora de Risc difuzată de către RFI România, care este, vă spun eu, puteți verifica, cel mai citat post de radio din România. Invitatul meu special de astăzi este Adrian Jantea, director general BRD Asigurări Generale. Bine ați venit la Ora de Risc! Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație, onorat să pot participa la, un, la o asemenea emisiune care dezbate un subiect atât de, de actual în zilele noastre. Mai ales că brd este o companie de sorgintă franceză, ne aflăm la un post care are o, ofiliație filiație franțuzească bine, bine definită. Discutăm, cum spuneam, despre locuințe. Octombrie, de peste 10 ani este luna asigurărilor de locuințe. Asta într-o România în care doar o locuință din 5 este, este asigurată, deși e obligatoriu. De ce nu se asigură românii? Da, e, e, o întrebare bună și mulțumesc pentru, pentru ea. Sunt evident mai, mai, multe motive. Dacă aș fi să-l iau unul dintre, dintre motive, fără a fi neapărat primul, m-aș referi la faptul că este ceva legat de uh, setup-ul, de mindset-ul uh, cultural. Până la, la urmă, cred că este oarecum în uh, ADN-ul uh, nostru să ne pese, ca români mă, mă refer, nu neapărat e un lucru uh, rău, să ne pese mai puțin de ceea ce se va întâmpla. Suntem un popor optimist uh, până la urmă, uh, ne caracterizează câteodată sintagma Doamne ajută, nu o să mi se întâmple, doar mie sau de multe ori în, în argumentele noastre găsim explicații și mai simple, poate și logice în același timp, de ce să plătesc pentru ceva de care nu sunt sigur că mi se va întâmpla. Și aici este evident nevoie de, de o evoluție majoră în ceea ce privește conștientizarea. Populații. Am văzut că de multe ori această conștientizare apare în momentele în care sunt anumite tragedii. Și am văzut, da, chiar recent am sezizat a fost acel dublu mare cu tremur urmat de foarte multe replici în Turcia. A crescut numărul de asigurări de locuință. După care, ciudat, cu tremur în gorj după care cu tremur în zona Rad, unde nici nu și imagina oamenii care ar putea avea loc un cutremur. Iar așa cresc cu numărul de asigurări. Dacă cum orice minune durează numai trei zile, după aia ne-am liniștit. Da, ai, 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 sintetizat foarte bine fenomenul, într-adevăr, în, în apropierea evenimentelor pe care le-ai menționat, cu tremurul din Turcia, cu tremurul din Gorj, cel din Arad, s-a creat oarecare emoție în rândul populației și atunci mulți dintre clienți au venit din proprie inițiativă să, să, ne ceară acest produs de asigurare de, de locuință. Dar orice minune nu, nu, ține foarte mult și nu, nu Acestea sunt elementele principale care trebuie să ducă la conștientizarea populației referitoare la necesitatea unei asigurări de, de locuință. Un alt motiv în afară de acest optimism aș putea să, să spun că a fost legat și de unele experiențe oarecum neplăcute pe care unii dintre clienți le-au avut în zona de asigurări auto. Știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, câteva sau două falimente, de fapt, care au zguduit puțin. Piața și care au creat un sentiment de, de neîncredere. Noi, ca societate de, de asigurări, ne concentrăm pe rolul nostru de asigurator de încredere și, și responsabil. Vrem să ne îndeplinim misiunea, suntem conștienți de, de ea. Vrem să ne protejăm și să ne asistăm clienții în cele mai bune condiții atunci când ei se confruntă cu o situație neașteptată. Acum, voi ca asigurător sunteți un asigurător solid, sigur, asta o arată cifrele, o spune autoritatea de supraveghere financiară, pe de altă parte aveți în spate o bancă, banca are în spate un fond de garantare, se știe în sistemul bancar, există un fond de garantare și în sistemul de asigurări, nu prea se pot întâmpla mari catastrofe aici, într-adevăr, în zona auto însă s-au întâmplat și de acolo provine și povestea asta, ăștia ne iau banii și după aia când să ne plătească despăgubirea, ai de unde nu Da, ai de unde nu dar există fondul de garantare, deci până la urmă, chiar dacă primești puțin mai târziu banii, tot îi primești, dar la locuința asta nu s-a întâmplat. Acum, dacă am vorbit de ce nu ne asigurăm, hai să o luăm și pe partea cealaltă, de ce ar fi bine să o facem totuși? Pentru că este un lucru bine cunoscut și care în țările cu o educație financiară mult pentru că aș aș lega zona de, de asigurări legată de zona de, de educație financiară e parte integrantă a tot ce înseamnă uh, educație financiară și știm că aici mai sunt pași importanți de, uh, de făcut. Este cea mai bună modalitate de a fi uh, pregătiți pentru situații uh, neprevăzute pentru a ne proteja uh, pe noi și ceea ce prețuim până la urmă. Uh, Multe din averea românilor, pentru că e un lucru care vine din istorie și nu să-l comentăm acum, este, se regăsește în locuințe. Este principalul bun, principalul aset pe care românii îl, îl au și atunci ar fi în mod normal ceva responsabil să, să încerci să-ți asiguri bunul care reprezintă peste în multe cazuri peste 90% da, pentru că pe care... mașina, fără mașină poți să mergi cu autobuzul, poți să mergi cu metroul, poți să iei un, un, un taxi, o firmă de ride-sharing, dar dacă nu mai e casă, ce faci? Nu prea ai ce să iei, trebuie să te duci să stai undeva cu, cu chirie. Deci ar fi un motiv foarte serios ăsta. Aș reaminti aici că 98,5% dintre România adulți sunt proprietari de proprietarii propriilor locuințe și numai 1,5% stau cu uh, chirie. Suntem campioni europeni în domeniul ăsta, în Europa se practică mai puțin să fii proprietar, sunt foarte scumpe locuințele și mai mult să fii chiriaș, asta îți permite și să fii flexibil, să te muți dintr-un oraș într altul, să treci la trei camere, la patru camere, dacă ai un număr mai mare de copii, sau copiii pleacă, pe urmă revii la trei camere, la două camere, poate chiar la una singură. Vorbeați de, de compania dumneavoastră. Ce tipuri de asigurări din ăsta de locuințe sunt în portofoliu? Știu că există una obligatorie, PAD, Poliția de Asigurări la Dezastre, și există polițe voluntare sau facultative. Aveți și și? Da, cele două, cele două tipuri de asigurări sunt, sunt complementare. Dacă ar fi să sintetizez și să fac o clasificare a tipurilor de asigurări pe care BRD Asigurări Generale le are în portofoliul de produse, m-aș referi în special la două produse dedicate asigurărilor de, de locuință. Primul produs se adresează clienților BRD care contactează un credit, pentru că orice credit contractat, bunul cumpărat din, din credit, trebuie asigurat. E o uzanță în, în procesul de acordare a creditelor în în lumea bancară. Acest produs a fost conceput special pentru proprietari și oferă o protecție pe toată durata derulării creditului și oferă în plus protecția locuinței, a bunurilor și a răspunderii civile. Deci, în afară de locuința în sine, pot fi asigurate și bunurile din locuință și bunurile și răspunderea civilă, adică daunele care sunt adică produse terților. Ca să înțeleg, să văd dacă am înțeles bine. În momentul în care eu minund un vecin Plătiți voi în baza poliției de asigurare asigurării pe care o am. Sigur, dacă dacă polița ta de asigurare pe lângă asigurarea locuinței are și o uh, poliță de răspundere civilă, uh, lângă plătim și daunele provocate uh, terților. O să răspund celor care ne ascultă că o să ne aude cu povestea asta cu poliță. poliță nu, polița nu e un raft, este o asigurare, așa se cheamă ea. Poliță de asigurare. Înseamnă o asigurare. Um, le dăm niște vești, probabil, bune, concetățenilor noștri. S-au făcut o serie de modificări legislative. Din 12 noiembrie ele vor fi active. Parlamentul a hotărât că nicio locuință nu va mai fi înscrisă în Cartea Funciară fără să dețină o poliță de asigurare la dezastre, adică o asigurare PAD, pe scurt. 2. Polița va fi multianuală. Ce se întâmpla? Ea se făcea pe un an și pe urmă ori banca, ori clientul uita că o are, că odată pe an erau de plătit 100 de lei. E, acum vor fi de 130 de lei, e multianuală, poți să-ți iei gândul, o faci odată și cât durează creditul? 10 ani, 15 ani, 20 de ani? Sigur în fiecare an se va rănui măcar această poliție obligatorie. Pe urmă, de data asta, brokerii vor putea intermedia direct această poliță de asigurare. Puteți să cumpărați de la brokerul favorit. Pe urmă, mai poți să cumperi, intri pe site-ul PAID, pulul de asigurare împotriva dezastrelor. Ce a făcut paid -ul? A făcut asta posibilă și pe ghișeu.ro, unde sunt un milion jumate de români, 4 milioane de interogări, nu știu, chestii de genul ăsta. Acum, în contextul ăsta al schimbării legii, cât de mult credeți că va crește procentul ăsta al locuințelor asigurate? Acum este undeva foarte aproape de 20%, adică o locuință din 5 pentru început aș vrea să, să reamintesc ce este asigurarea PAD, pentru că e, e important să știm la, la ce ne referim și chiar dacă tu ai menționat anterior, vreau să, vreau să reiau, pentru că cred că e important să înțelegem riscurile majore care sunt acoperite de către asigurarea PAD. Vorbim de cutremur, inundațiile din cauze naturale și alunecările de, de teren. Dacă mi se sparge țeava de apă din perete dintr-o cauză naturală? Nu e o cauză nu, naturală. Nu, nu. Nu. Deci trebuie să crească apa unui râu, a unui lac și să intre în casă. Da? Exact. Okay. După aceea, aș vrea să, să reamintesc că, în afară de că faptul că cele trei riscuri sunt, sunt distincte, și că sumele asigurate pentru cele trei riscuri sunt în funcție de tipul locuinței. Aceste, aceste sume asigurate variind între 10.000 și 20.000 de euro, în funcție de tipul locuinței pe care o deținem. Sau, cum zice legea acum, 50.000 de lei și 100.000 de lei. Contra unei prime. Prima este o sumă anuală care se plătește. În primul caz, la 50 de lei ai 10 ai, ai 50.000 de lei de spăgubire maxim, că poți să ai și mai puțin. La 130 de lei vei avea. 100.000 de, de lei, adică, așa cum spuneai, circa 20.000 de, de euro. Sumele au fost, într-adevăr, transpuse în moneda locală, în, leu, în lei, pentru că ele înainte erau exprimate în euro. În, euro. E foarte bună precizarea, mulțumesc pentru, pentru ea. Ce vreau să, să subliniez este faptul că această Poliță PAD nu se substituie uh, poliței facultative. Uh, ele sunt complementare și uh, lucrează împreună în cazul producerii unui uh, dezastru. Asigurările facultative vin să completeze paleta de riscuri uh, asigurate, dar și uh, pot despăgubi sume mai mari decât cele menționate de către, uh, de către adică, mine anterior. Adică dacă locuința mea E distrusă de cutremur, polița PAD îmi dă maximum 20.000 de euro, dar să zicem că apartamentul meu valora 100.000 de euro, ceilalți 80.000 ar trebui să-mi dea o poliță voluntară, facultativă. Da, deci este acel element de complementaritate a celor uh -huh. două polițe. În plus, polița facultativă acoperă și alte riscuri pe care polița. Uh -huh. PAD nu le, nu le acoperă. Inundație ca urmare a defecțiunii instalațiilor, furt, tâlhării, incendii, incendii vandalism și multe alte riscuri care nu sunt acoperite de către uh, polița uh, PAD pentru o idee a, a prețului acestor acestor polițe facultative din punctul nostru de vedere, nu este deloc unul mare având în vedere beneficiile ulterioare pe care această poliță facultative le, a, le oferă. A, dacă este să fac un calcul rapid pentru un apartament cu o valoare în jur de 50.000-60.000 de euro, a, polița, a, prima anuală nu ar trebuie să depășească 50 60 de, uh, de euro la care se adaugă uh, cei 20 și de la pat. De la, la poliția pat deci ar fi 70 80 de, de euro, euro pe an. Bun probabil că apartamentul meu e puțin mai scump eu plătesc 100 și ceva de euro pe an. M-am um, gândit la o poliță facultativă voluntară 1 uh -huh. cunoscând piața de asigurări și doi um, am citit că în marile orașe, de fapt, cel mai frecvent risc care se întâmplă este incendiul sau furtul. Și atunci m-am gândit, bun, dacă astea ce fac. Atunci am făcut și această poliță voluntară. Suma, prima de asigurare, e undeva, am calculat eu la 0,15, 0,2%. Asta înseamnă 2 la 1000 din valoarea locuinței, ca să calculeze ușor. Bun. Fac o corecție la ce am spus mai înainte, nu 99,3 din proprietarii de locuințe dintre românii, dintre români sunt proprietari de locuințe, ci 95,3. E o cifră mai mică. Deci 95% practic sunt, suntem proprietari de locuințe. 5% nu. Bun. Aplicarea legii va duce la creșterea numărului de locuințe asigurate. Asta este clar. Ce nu pot să-mi dau seama în momentul de față este cât de rapidă va fi această creștere. Va fi mai lentă la început, mai rapidă după aceea va crește brusc cum estimați. Modificările evident vor avea un impact pozitiv, probabil că în timp nu va fi ceva imediat, dar în timp vom, vom observa o creștere a asigurărilor de acelor de asigurări de, de de locuințe. Da, ele au stagnat pe la 20% 19-20% <coughs> tot timpul au fost așa. Um... Deci le vedeți crescând, le vedeți crescând și pe cele facultative sau alea o să rămână tot așa, ăia deștepți care mai smart, mai isteți, mai preventiv, mai prudenți și le vor păstra? Deci, cresc, uh, sau cresc obligatorile și cresc și cele voluntare? Eu cred că vor crește și, și cele voluntare și asta dintr-un motiv relativ simplu. Vine tocmai din acest... Din această conștientizare pe care noi să sperăm să o aducem cât mai aproape de clienți. A faptului că există riscuri și că aceste riscuri este bine să să fie asigurate. Deci pot spune că PAD poate fi motorul de creștere pentru asigurările facultative, ceea ce ar putea ajuta la creșterea acestui procent de 20% de care, de care vorbeai puțin mai, mai înainte. La fel de, de, de important este să avem cât mai multe campanii de conștientizare, pentru că informarea și deținerea informațiilor sunt esențiale în în această activitate alături de partenerii noștri și când spun parteneri mă refer la autoritatea de supraveghere financiară mă refer la PAID, Polul de asigurare împotriva dezastrelor naturale și un SAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare Reasigurare din România prin campanii și programe dedicate de informare. Sperăm să creăm o cât mai bună informare a populației referitor la uh, importanța uh, asigurării. Avem multe de, de făcut, dar o muncă susținută de educare poate, ne poate duce la un nivel... Uh, ridicat de conștientizare. Iar creșterea nivelului de educație financiară a românilor rămâne unul dintre pilonii pe care bere de asigurări generale le, le, promovează. Aș aminti și o campanie care funcționează de aproape 15 ani, octombrie luna asigurărilor de locuințe la care sunteți, la care sunteți parteneri lucru care m-a făcut să mă gândesc și la a vă invita în această, în această emisiune ca să văd ce anume sunt de atât de interesați de asigurările astea de, de locuințe. Publicul pe care îl vizați, care este? Micul proprietar, marele proprietar, proprietarul mediu de locuință. Sunt până la urmă toți proprietarii de, de locuință. Menționam puțin mai înainte de, de faptul că suntem, suntem partea grupului Societe General, deci în mod normal toți clienții noștri care, sunt, care solicită credite la BRD. Sunt automat devin automat și clienții uh, și clienții uh, noștri. Pe de altă parte, contează mai puțin valoarea locuinței, contează mai puțin cât de mare sau de mică e, e locuința, important e riscul pe care fiecare dintre noi și îl poate, poate asuma. Pe de altă parte, vizăm și o altă categorie importantă de, de clienți, sunt cei care locuiesc cu chirie, pentru că și aceștia pe parcursul derulării procesului de, închiriere pot, se pot întâlni cu tot felul de, de situații. Pot avea riscuri legate de propriile bunuri care se găsesc în locuință, pot avea riscuri de bunurile proprietarului care se găsesc în locuință. Și care sunt distruse din vina chiriașului? Și pot fi, menționam la un moment dat, de răspundere civilă de acele bunuri provocate terți, de acele riscuri provocate, daune provocate terților, scuze Da, pentru că nu proprietarul răspunde față că tu l-ai inundat, tu, chiriaș, l-ai inundat pe vecinul de jos, ci tu răspunzi de asta. Deci e binevenită. Da. Din perspectiva concurenței, prețurile noastre sunt destul de, de bine corelate cu prețurile din, din piață și avem câteva tipuri de, de locuințe unde avem un pricing foarte bun. Vă dau un exemplu. Locuințele, de exemplu, construite după anul 1995 din analizele pe care noi le-am le efectuat în, în piață au un preț foarte competitiv comparativ cu, cu concurenții noștri. Adică Asta e un semnal de atenție pentru cei care locuiesc în, în apartamente sau case construite după 1995, că la voi găsesc prețuri mai bune decât în, în altă parte. Cum ajungeți la ei? Care sunt așa numitele canale de distribuție? Nu știu, nu-mi place denumirea asta de, de canal, dar căile de distribuție care sunt? Rețea proprie, brokeri, bancă. <coughs> nu suntem nu avem o rețea proprie, așa cum, cum am menționat suntem într-un concept de bank assurance, principalul nostru distribuitor este banca. banca, dar și aici avem câteva noutăți pe care le vom aduce în, în piață în sensul că ne vom diversifica canalele de, de distribuție și un prim canal de distribuție la care ne-am gândit și pe care, care va fi live până la sfârșitul anului va fi canalul de distribuție prin, prin broker. Deci, de la un moment dat, și brokerii vor putea vinde asigurări oferite de către BRD, asigurări uh, generale. Și, în mod normal, ne uităm cu foarte mare atenție, așa cum orice companie o face astăzi într-o. Uh, etapă de digitalizare evidentă și la canalele de distribuție online și aici am, avem înțeles, -am primit deja o întrebare la ce valoare ar trebui să mi-asigur locuința la valoarea de piață la o valoare mai mică ar fi bine să o supraevaluez adică să zic că ea costă mai mult. Nu, ideal este să locuința și bunurile pe care le, le deținem să fie asigurate la valoarea lor de, de piață și răspunsul este unul simplu, de ce acest lucru? Pentru că toată lumea în momentul în care apare un anumit risc, dorește ca despăgubirea să fie în concordanță cu valoarea bunurilor respective. Am o de la casă, momentul... vreau să primesc bani ca să fac casa aia la, la loc. Aici intervine o, intervine problema inflației și a, care a făcut să crească costul materialelor de construcții. De exemplu, acum dacă apartamentul meu valora la nivelul pieței 100.000 de euro, acum dacă s-ar distruge complet și ar trebui să reconstruiesc, ar costa 130, 140, 150.000 de euro. Eu ar trebui să mă asigur, înțeleg, la 150.000 de euro, adică la valoarea de reconstrucție. Sigur, Bun. Prețurile, există inflație, așa cum, cum ai menționat, și atunci este bine ca eu să pot să-mi reconstruiesc casa, trebuie să fiu uh, foarte uh, legat. Dar dacă nu mai valorează 150.000 sau 100.000, valorează numai 80.000, atunci fac o reevaluare. Fac nu? o reevaluare. Bun. Deci anul următor crește prețul locuinței, îi țin cont de asta, scade prețul locuinței, iarăși țin cont de asta. Bun, ne-am lămurit și cu asta. Portretul robot al clientului de asigurări de locuințe din portofoliul dumneavoastră, care ar fi tânăr, nebunatic, necăsătorit, așa sau familie și... Dacă e să ne, să ne uităm la, la portofoliu de credite pe care de Societate General îl, îl are astăzi, de credite imobiliare, este clar că profilul nostru se mapează foarte bine pe uh, acest portofoliu de, de clienți pe care banca îl are și într-adevăr sunt foarte multe familii tinere care sunt multe dintre ele la prima lor locuință și care fac parte din, din portretul robot, așa cum, cum l-ai numit, al, al clienților noștri. Deci sunt relativ tineri, lucrează, au familie, au copii, au luat credit și au luat o casă. Am ajuns pe uh, foarte repede la finalul acestei emisiuni aș mai fi avut multe întrebări de, de pus concluzia mea este că să ai o asigurare e mult mai ieftin decât să nu ai una pentru că de unde bani dacă locuința ta este, este afectată. În Sergiu Costache vă reamintesc că ora de risc este o emisiune despre și pentru cei interesați de asigurări și, și pensii private. De fiecare dată o realizăm cu lideri specialiști de top din din domeniu. Iar tema zilei de astăzi a fost <coughs> dacă riscăm pe proprie răspundere în loc să dormim, să alegem să dormim liniștiți. Cam cât ne costă asta. Alături de mine în studio s-a aflat Adrian Jantea, director general BRD Asigurări Generale, iar până marțea viitoare la 17.30, <coughs> Aș vrea să rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță și incomode și inutile, Până aveți nevoie de ele, rămâneți pe refi, căci urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.